cine rezonează. Nici nu știe jumătatea ta trimisă de soartă. Da? Pardon. Ai suprapus divin masculin colectiv. Colectiv. Da? Și în simulare mod venea la tine toată colectivitatea, tot colectivul masculin de pe pământ, îți dai seama, în simulare. Și la el venea toată divin feminina de pe pământ. Și se alegeau cumva, da? Și acolo era războiul magic, zâza băza, omul, idee aia. Acolo cu cine rezonează, omul idee nu are, nu avea, da? Să zicem, omul lucra, n-avea treabă, familia, nu s-a întâmplat, ok, s-au despărțit, pardon, și-a găsit, și-a mutat hăinuțele în alt loc, a întâlnit pe cineva și, da, simulare mod. Fiecare să, asta e, da? Și acolo era păpușarul, da? Divin masculin. Păpușarul care însăila, nu știu de ce văd, cu acul și ața, ca să fie doar să, să beneficieze de tot ce face, aia cum ziceam, da, visul și omul crede că el se duce în vis sau el face banul și beneficiază altcineva și nu înțelege unde îi se duc banii. Da? Omul n-avea nicio treabă. Cineva, deci să zicem jumătatea ta, divin masculin, divin feminin, băieții îmbracă, fetele dezbracă, îmbracă fiecare pe el situația. Da, că mi-a fugit gândul. Făcea ce făcea, da. Ai înțeles despre ce e vorba, dacă vine înapoi, zic. Da, justice răsturnată. A răsturnat justice, a pus imperatore și de-abia acum se cerne și se găsesc ca după război, da? După război magic, da? Frumos, frumos, sinistru. Se găsesc perechile, care cum, care cu cicatrici pe inimă, care cu răni, care, da, dinăuntru. Interstelar. Da, fantastic. Și se proiectează, începe să se proiecteze cu cicatrici, dar sănătos. Rănele, știi, se vindecă foarte frumos. Și apare la ușă, se cerne tot colectivul, măștele se dau la o parte și îți apare divin masculinul tău și invers, divin feminina ta, vii și o găsești sau îți apare la ușă, depinde care cum. Poate fi peste noapte, poate fi peste o săptămână, știi? Înapoi, în față, în vezi. Care ai știut întotdeauna că este și de-aia ai dus lupta magică, de fapt, pentru emoția pe care o ții, o ai pentru cineva și ai avut forță și, da, și ai reușit. Asta înseamnă ai câștigat lupta, nu războiul. Nu... lupta și războiul câștigat, da, da. Nu că... necim bani. Bufonul. Ai vrut bani, n-ați bani. Știi cum e karmic? Omul vrea bani, bani, bani. Omul vrea bani pentru cum ai și tu și ai vrut să ai un, nu știu ce, un bătuț, o mâncărică, nu știu ce, la masă cu familia, dar ce ți-ai dorit, da, să zicem, visele dintre ele. Și e cineva care nebunit doar bani vrea. Vrea bani că nu atât să cumpere și să nu știu, să stea și să se uite la bani. Da? Și uite aici, îl înneci pe bufon, îl înneci în bani. Na. Și inima îi ruptă. E terminată, noi mai trece prin ceva karmic. Da, sunt niște programele, sunt iluziile, sunt care se dizolvă într-un fel, în așa fel. Uh-huh.
Farlă răsturnată în cuțite. Aduce în jertfă mod. De aia a adus în jertfă mod. Idee nu aveai. Tu credeai că e jumătatea ta și nici pe departe. Jumătatea ta nu avea treabă. Muncea săracul, săraca era unde era. Acum o să... După ce au fost divorțurile, au fost, s-au întâmplat, oamenii o să-și dea seama de fapt despre ce a fost vorba. Și aici e hotărârea, se întoarce înapoi în familie sau nu poate să treacă peste și își caută, se întoarce la, dacă a nimerit între unghi, nu din voia lui sau a ei. Cum se cerne și omul hotărăște de fapt cu cine merge și unde și cum. Da, frumos. Dur, dar frumos. Și asta ziceam, ea sau el, idei nu aveau, lucrau, se duceau, tu aduți aminte, te duceai dimineața, plecai seara și odată te trezești lângă cineva, nu înțelegi și... Acel a tău cineva, fostul, era adânc sau era sărit. Era sărit în altă lume și tu ai rămas cu divine colectiv, divine masculin. Și îți dai seama. Cine știe ce s-a întâmplat acolo și cum a fost, tu ai ții minte doar atât. Dimineața, bună dimineața, seara, bună seara. Și atât. Și îți vedeai de treabă, la lucru, acasă, nu știu ce. Da? Dar cine știe ce a fost, de fapt, e dur. Și divine masculin, la fel. Și trecând prin toate astea, ai ieșit din tot, ai sărit, de fapt, quantum leap în lume paralelă, cum am zis eu, de fapt, despre ce era vorba înapoi în viitor și ești cu cine ești și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și tu ai înțeles și jumătatea ta când v-ați întâlnit în simulare și a fost dur și... Ați crezut că unul face magie, altul face magie. Era divine colectiv, divine feminin, divine masculin. Războiul magic în plină viteză și dacă nu știai, nu înțelegeai despre ce vorba, asta am zis. Măcar unul din cuplu trebuia să-și revină, să se trezească și să bată în ei ca hoții de cai să-și apere hotarul. La dragostei și așa mai departe, e foarte dur, a fost foarte dur, da. A fost frumos, dur, nu știu cum să zic. Când 2 sau 3 zice, au făcut asta, da, îți dai seama, m-au măturat cu tot cu pământ, s-au măturat tot, au rămas în aer amândoi, dar se țineau unul de altul și au reușit. Acolo e, da. Și cel cineva care se credea, nu știu ce, sau ea sau el, da? E băgat în... cerc, în iluzie, în tot în ce a ținut un colectiv întreg, copușarul, știi? Crezându-se în God mod, câmpul energetic al tău, tu îl suprimi, am zis, e plecat, ai lăsat câmpul energetic al tău să se dizolve, rezolve, asta e, divin. Tu n-ai treabă, tu stai aici numai, nu te bagi în nimic, nu măgești nimic, nu iei ponoase, foloase, nu iei. Acolo. Și vezi ce se cerne. Măcar unul trebuie să fie cita din familie, da? Din cuplu. Din cuplu care au unul față de altul ceva. Și dacă soarta trimite karmic, e programelul și trebuie să te ții de programelul ăsta. Omul chiar a venit la tine și chiar s-a întâmplat ce s-a întâmplat în lumea lui, idei nu are. Și tu la fel. Ajunge acolo unde voi, ca și cum, dar unul din voi sau amândoi știți războiul prin care ați trecut. Îl știți, îl simțiți, îl vă dați seama. Foarte dur și frumos și puternic. Și acolo e, dacă ai înțeles ce am zis, gata. Am înțeles ce am zis și s-a terminat.